Curiozitatea este distorsiunea dorinței de cunoaștere prin Dumnezeu, în care omul dorește să afle de unul singur toate zgomotele informaționale care îl îndepărtează Dumnezeu. Este precum pechinezul care aleargă după fluturi și se trezește în situații foarte complicate în care blana îi se încurcă prin boschezi în care s-a fundat. Omul de astăzi este din păcate învățat să se hrănească cu mult zgomot informațional pentru a ascunde goliciunea din sufletul său. Astfel, omul nu mai are timp de sine, nu mai are timp de persoana celorlalți și este ușor de manipulat prin frica și confuzia generată de toate aceste știri, care cea mai mare parte sunt proiectate special ca să genereze aceste emoții negative. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și fie cerul. Amin. Pentru că cei în Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. La un moment dat, patru oameni au dus un slăbănog la Iisus și pentru că nu au avut cum să-l pună înaintea Domnului, l-au coborât prin acoperiș. Acoperișurile din vremea respectivă în Iudeea erau plată și dacă casa era săracă, atunci foarte probabil că peste zidurile din cărămizi erau puse lemne și trestii pe post de acoperiș. Domnul, văzând credința celor cinci oameni, îi iartă păcatele celui bolnav. De aici învățăm că putem să-i ajutăm pe ceilalți prin credința noastră, dacă, desigur, și ei au dispoziția de a se vindeca. Evrei cârtesc când îl aud pe Iisus că îi iartă păcatele pentru că aceștia nu credeau în El și deci îi spun că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. La aceasta Domnul le zice că este mult mai ușor să zică cineva din gură iertate sunt păcatele decât să zică frontal, scoală, ia-ți patul tău și umblă. De ce? Pentru că nimeni nu poate să verifice dacă într-adevăr îi sunt iertate păcatele, în timp ce îi spune unui slăbănoc să se scoale și să-și care targa pe care fusese purtat, este un lucru evident care poate fi verificat de către toți cei prezenți că este minune. După ce Mântuitorul vindecă pe slăbănoc ca un stăpân atotputernic, merge la vamă și îi spune lui Matei să-i urmeze. Acesta, cu toate că este surprins de chemarea neașteptată lui Hristos, îl ascultă și urmându-l îndată, lăsând toate lucrurile baltă acolo așa cum erau, merge după el. Da? Depărtat de toate ale lumii și eliberat de acesta prin prezența mântuitoare a Domnului, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei face un mare banchet la care vine lumea în care Sfântul Matei se complăcea până atunci, adică lumea interlopă a vameșilor și a păcătoșilor. Farisei și cărturari, adică teologii formali și intelectuali din vremea respectivă, întreabă pe ucenicii Domnului că de ce mănâncă și beau cu vameșii și cu păcătoșii. La care Domnul le răspunde că n-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi și că n-a venit să cheme pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Scopul lui Dumnezeu este transformarea omului din păcătoș și rob al patimilor în om liber. Pentru că toți știau că Hristos este omul lui Dumnezeu, observația formaliștilor era oarecum îndreptățită, adică Iisus ar fi trebuit să evite mediul păcătos, să se retragă, să se rețină de la avea contacte cu mediul respectiv. Cu toate acestea, remarca formaliștilor nu este corectă. De ce? Pentru că ei trebuiau să-și dea seama pe baza minunilor că Hristos este Dumnezeu pe pământ. Sau, mă rog, măcar cineva cu totul special care știe foarte bine ce face, deci n-ar trebui să se scandalizeze. Dincolo de asta, nu trebuie să ne considerăm pe noi drepți și pe ceilalți păcătoși și necurați, ci din contră. Să ne considerăm pe noi neputincioși și de această cauză să evităm mediile care nu ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. De fapt, acesta este și postul, evitarea lucrurilor care ne depărtează de Dumnezeu prin cantitatea lor, prin felul lor, prin natura lor. Farisei și cărturarii care cunoșteau rațional aceste lucruri îi spun Mântuitorului ceea ce este rațional, da? Că ucenicii lui Ioan și ai fariseilor a lor postesc adesea și fac rugăciuni, iar al lui mănâncă și beau. Acest argument Domnul le răspunde că de vreme ce este el cu ei, nu este nevoie să postească, pentru că exemplul lui personal cu trupul în fața lor și purtarea sa de grijă pentru ucenici îi scutește de post, pentru că acum trebuie să se bucure de prezența sa, fiind în siguranța iubirii Domnului. Desigur că atunci când Domnul nu mai este trupește cu ucenici, atunci aceștia trebuie să postească, pentru că atunci este nevoie de atenție și de tristețea duhovnicească luminătoare de minte, pentru a reuși să găsim drumul către eliberarea de patim în Hristos. La lipsa luminii adevărate lui Hristos apare o mulțime de pseudolumini care încearcă să ia locul Domnului și astfel îl derează pe om de la drumul său și să-l ducă în distorsiune și în chin. Din cauza asta trebuie să fim la post, trebuie să ținem postul, pentru că principala armă împotriva acestor centri de atracție este minimizarea expunerii la aceștia. Postul este extragerea minții din simțuri. Postul este extragerea minții din simțuri pentru a oferi curată și liberă lui Hristos dătător de viață.
pentru a ne putea extrage mintea din simțuri și a, o reorienta înspre iubirea cea adevărată, iubirea duhovnicească a Dumnezeu, trebuie să eliminăm plăcerile păcătoase sau, acolo unde nu este posibil, să le punem sub un program, să minimizăm expunderea. Desigur că cel mai cunoscut post este postul de mâncare, în care avem mai multe programe care ne reglează ce și când mâncăm. Vedeți că prima dată s-a pus problema aceasta la Sinodul Apostolic, în hotărârile Sfinților Apostoli a fost să se ferească credincioșii de mâncărurile jertfite idolilor, de sânge, de animale sugrumate. De ce? Și asta pentru că animalul sugrumat are sângele în el, da? Și să se ferească și de desfrâu. De fapt, vedeți că toate se referă la postul trupesc. Primele trei se referă la postul alimentar, iar ultima la feria de desfrânare, care de fapt tot o formă de post este. După cum vedem, trebuie să ne ferim de mâncăruri care au sau care provin din animale cu sânge. Aceste mâncăruri le putem mânca numai atunci când este dezlegare, ca să ne îndulcim cu ele. Din cauza asta se spune că este dezlegare atunci când nu este post și că mâncărurile care nu sunt de post sunt de dulce. Pentru român trebuie menționat că fructele de mare, melci, albinele nu au sânge și deci sunt mâncăruri de post, produsele care provin de la aceste animale. Este adevărat că fructele de mare sunt considerate delicatese și din cauza asta este bine ca acestea să fie mâncate în zile mai deosebite, cum sunt sâmbetele, duminicele și în zilele cu sfinți mari, da, care sărbătorile care cad în perioadele de post. Alimente mai puternice decât fructele de mare sunt uleiul, vinul, care sunt totuși de post, și mai ales peștele, care este cea mai ușoară mâncare de dulce. La acestea, biserica specifică zilele de post în care putem să le mâncăm. Perioadele de post sunt postul Paștelui și al Crăciunului de către 40 de zile fiecare, precum și postul Adormirii Maicii Domnului de 2 săptămâni și postul Sfinților Apostoli. Posturile sunt puse ca perioadă de pregătire înaintea unor mari sărbători de peste ani. De ce? Pentru că postul de mâncare ne curăță mintea prin generarea unui osteneli și depărtarea de plăcerile care vin din mâncare și din forța fizică atunci când îți simți trupul bine hrănit. E o împlinire, o satisfacție. Din cauza asta, măsura postului dată de Sfinții Părinți este să ne ridicăm de la masă tot timpul puțin flămânzi. Desigur că cel mai important aspect al postului este depărtarea de plăcerea care vine din împlinirea voii proprii. În cazul postului de mâncare este că evit să mănânci ce vrei. Ei, pentru că această plăcere a facerii voii proprii este cea mai mare dintre toate, din cauza asta asceza ascultării, ca tăierea voii proprii, este bază a avansului duhovnicesc. Acum să vă întrebați de ce 40 de zile. Evident că este în legătură cu postul Domnului din deșert, care a postit 40 de zile. Și Moise a postit 40 de zile pentru a primi tablele legii de la Dumnezeu. 40 mai apare de destule ori în biserică, în Biblie, în slujbe. De ce? Numărul 40 este cea mai mare cifră, din câte știu, care se poate număra cu ajutorul unei mâini, cu ajutorul celor 12 falange de la cele 4 degete la o mână, contorizând cu degetul mare, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După care vine 20, 30, 40, da? Este sistemul de numărare al sumerienilor, nu știu dacă știți. Posibil că din cauza asta s-a ales cifra de 40 pentru că reprezintă oarecum simbolul plinătății, ca și cifra 10 astăzi. După exemplu, Sfinților din trecut, pentru a ne pregăti și noi cu întâlnirea cu Dumnezeu în mod excepțional, trebuie să postim înainte. Trebuie să postim înainte pentru a putea să primim luminarea necesară, precum și pentru a putea să o păstrăm după. Luminarea care este foarte necesară marile decizii pe care trebuie să le luăm în viață. Desigur că trebuie să postim toată viața, pentru că trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu în fiecare zi. Însă, din păcate, firea noastră slabă nu rezistă la așa ceva. Din cauza asta, biserica a pus zile de dezlegare și zile de post. Dincolo de cele 4 perioade de peste an, mai avem ca zile de post, miercurea și vinerea, pentru că miercurea a fost vândut Domnului, iar vineri pentru că a fost răstignit. Monahii postesc și lunea, pentru că lunea este ziua închinată Sfinților Îngeri. Sub influența mediilor monahale, unii creștini mai râvnitori postesc și lunea cu binecuvântarea duhovnicului. De ce? Pentru că biserica nu impune acest post. Mai sunt și câteva sărbători mai aștetice în care biserica pune post, cum ar fi înălțarea Sfintei Cruci și tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ceea ce este important de reținut aici este faptul că postul nu este dietă. Dieta se face pentru trup. Scopul postului este unul duhovnicesc. Deluminarea minții prin desprinderea de plăcerile lumești și prin ținerea trupului sub control. În clipa în care trupul primește o energie mai mare decât e nevoie, atunci trupul începe să se lupte cu duhul și să încerce să-l tiranizeze.
Acest fenomen interior este similar cu ceea ce se întâmplă în exterior, în clipa și între cei care sunt supuși trupului. Când se supun trupului, se supun trupului până la distorsiune, da? Și care aceștia tiranizează pe cei care se înfrânează și își controlează trupul. În timp ce cei duhovnicești care devin astfel prin înfrânare cresc mai departe duhovnicia care crește unitatea și iubirea adevărată între noi și cu Dumnezeu, cei desfrânați se luptă cu pretextul toleranței și acceptării să ajungă la tiranie. Tirania trupului chinuie sufletul și dacă ne prinde moarte în acest chin, atunci ne vom permanentiza astfel și ne vom chinui veșnic. Vedeți că diavolul care acționează prin trup nu ies din acesta fără numai cu rugăciune și cu post. Rugăciunea este pentru a ne asigura ajutorul lui Dumnezeu, iar postul este pentru a ofili trupul ca și centru irațional de putere și influență asupra sufletului. Să nu ne așteptăm de la trup sau de la cei care sunt robi trupului la o raționalitate iubitoare și înțelegătoare, raționalitate capabilă să genereze o relație interpersonală. Totdeauna, fraților, puntea reală între două persoane apare numai prin spiritualizarea persoanelor. Trupul divide și generează egoism și ură. Da, de ce? Pentru că trupul nu este rațional și nu este capabil de iubire duhovnicească. Sufletul este rațional, cald și iubitor, capabil să-l înțeleagă cu adevărat pe celălalt în complementaritatea lui. Pentru asta însă e nevoie de post, de înfrânare, inclusiv a gândirii, pentru că dacă nu ne înfrânăm, ne expandăm așa de mult în universul nostru interior, încât nu mai are loc nimeni altcineva în el, nici prieteni, nici familie și nici Dumnezeu, și atunci ne simțim complet singuri. De fapt, exact din cauza tendinței de auto-îndumnezeire a lumii actuale, avem la ora asta marea pandemie a singurătății și legată de asta și pandemia bolilor de nervi. Datorită faptului că oamenii nu postez de gânduri, nu se înfrânează în gândire, se depărtează Dumnezeu, intră sub influența duhurilor necurate și ajung astăzi la extreme trupești și la extreme sufletești, care desigur că sunt corelate între ele. Extreme trupești pot să înceapă chiar de la mersul la sală și dieta, fitness. De ce? Pentru împlinirea patimilor trupești, cea mândrie, bineînțeles, de la activitățile care generează adrenalină și să ajungă până la distorsiune sexuale, substanțele psihoactive și altele asemenea. Extremele sufletești încep de la tulburări pentru problemele zilnice, lipsă de credință, război de gând, care poate să ajungă până la crize de nervi, atacuri de panică, anxietate și boli psihice. Când au spus ființii apostoli să ne ferim de desfrâu, au avut în vedere ambele planuri, și extremele trupești, precum și extremele spirituale, care sunt strâns împletite cu cele din tâi. Este foarte important să respingem gândurile care vin și să nu vorbim cu ele, pentru că dacă le acceptăm ca adevărate, fără ca ele să fie, da, și acceptăm că sigur că se vor întâmpla astfel, atunci vom construi scenarii peste scenarii și vom ajunge în niște labirinturi foarte periculoase care pot să distorsioneze grav pe om, uneori fără ca el să-și dea seama. Toți îi spun că greșește, însă el nu este de acord sau chiar dacă este de acord, nu știe cum să iasă de acolo pentru că s-a obișnuit să gândească astfel. Scenariile se fac doar de către scenariști profesioniști, fraților. Și când spun asta, glumesc doar pe jumătate. De ce? Pentru că un scenarist profesionist nu primește orice gând care vine în cap legat de scenariul său și dincolo de asta știe că scenariul său este ireal și deci nu se supune lui. Noi însă primim fără discernământ orice gând și credem că scenariul pe care îl facem în minte se va întâmpla sigur sau aproape sigur în viitor. Este foarte important să tăiem gândurile din fașă, de la prima firipare. Să avem o minte postită de gânduri, săracă de gânduri față lui Dumnezeu, minte care să stea nemișcată ca o fereastră deschisă, astfel încât să primească razele dumnezeirii. Numai așa ne vom liniști. Trebuie să fim un singur ochi, care să fie ațintit către Dumnezeu, fără ca să ne uităm în stânga și în dreapta. Pentru că dacă intre zgomot informațional în mintea noastră, adică în ochiul sufletului, asta este analog cu intratul prafului în ochiul trupului. Să nu dorim să aflăm orice, pentru că aceasta ne întunecă ochiul sufletului. De ce? Pentru că acesta se umple de praf spiritual, de zgomot informațional și atunci nu-și mai aduce aminte de ceea ce este cu adevărat important în viață, adică de veșnicia raiului sau iadului, care sigur ne așteaptă după ce trecem de portalul morții și trecătoarea judecății. Orice gând, orice strategie care este urâtă, care produce tulburare, care scade iubirea de frați și, bineînțeles, de Dumnezeu, este de la diavol. Ura față de persoane este toxică pentru suflet, chiar dacă orice lucru urât poartă o anumită doză de ură. Din cauza asta trebuie să ne smerim și să ne îndreptăm ura către faptă, dacă aceasta este vrednică de ură, cu conștiința faptului că aceasta este doar părerea noastră, poate că greșim, nu?
Pe de altă parte, pe făptași, totdeauna să-l îndreptățim cu iubirea noastră. Singura persoană pe care trebuie să o urâm este omul cel vechi și distorsionat din noi. Trebuie să-l urâm cu nădejdea învierii omului celui nou în și prin Hristos. Să zicem că Dumnezeu ne vede ce gândim și să ne îndreptăm și să ne îndreptăm și să ne întrebăm cum ne vede El și Sfinții Lui acum, în clipa aceasta în care noi avem aceste gânduri. Totdeauna să mă gândesc, Doamne, da? Trebuie să ne retragem în inima noastră din revărsările haotice, în atracțiile aberante care ne strâmbă existența și ne deviază de la drumul către unirea cu Dumnezeu cel perfect iubitor. Pentru asta, evident că postul, abținerea de la centri informaționale și centri de plăcere puternici, postul de ecrane și reîntoarcerea către persoane sunt esențiale în echilibrarea existenței omului. Desfrânarea începe în lumea virtuală, care dacă se întâmplă în lumea virtuală, îl închide pe om într-o lume iluzorie, căzută, creată după chipul și asemănarea omului căzut și din cauza aceasta îi se pare la început că este perfectă pentru el, însă sufletul se stinge. De ce? Pentru că este virtual și acolo nu există iubire, da, și acolo este foarte multă anxietate. Omul este făcut să relaționeze cu persoane, pentru că persoane sunt sursele de iubire și iubirea este hrana sufletului. Persoanele sunt cele trei persoane dumnezeiești ale Sfintei Treimi și persoanele umane. Persoanele Sfintei Treimi sunt singurele persoane care sunt surse absolute ale iubirii infinite și din cauza asta cine nu are legătură cu Dumnezeu moare de foame, se stinge existențial, pe cât este cu putință unui suflet veșnic. Celelalte persoane sunt surse relative de iubire. Dacă ele își curăță diamantul inimii lor de noroi păcatului, atunci acestea reflectă într-un mod unic, personal, această iubire duhovnicească către ceilalți și astfel se hrănesc multe suflete. Din cauza asta este important să avem relații duhovnicești cu persoane prin care primim hrana sufletului, adică iubirea dumnezească, harul lui Dumnezeu. Trebuie să avem relații. În clipa în care omul nu este la post, nu este atent la sine însuși și se desfrânează în diferite moduri, începând de la ecrane și ajungând la lucruri despre care este și rușinea spune, atunci aceste legături interpersonale se rup. Parțial sau total. Ecranele nu iubesc, carnea nu iubește, doar sufletul iubește și deci sufletul care nu are aceste legături interpersonale se stinge prin înfometare. Dincolo de asta, dacă vorbim de ecrane, omul este expus la cel mai mari influencer de pe planetă și la cele mai destructive ideologii. De fapt, fraților, nu este expus la viața celor mai mari influenceri planetari, ci doar la partea strălucitoare a vieților. Pentru că influencerul nu o să posteze pe net atunci când este depresiv. Partea strălucitoare uneori nici măcar nu există. De ce? Pentru că el poate să facă o poză profesională lângă o Ferrari și se duce acasă cu tramvaiul. În clipa care el este un tânăr sau o tânără normală, cu puncte tari, cu puncte slave și cu 3 followeri și un cuc, cum să nu devină anxios sau anxioasă și cum să nu-și piardă curajul când singur sau singură fiind, fără prieteni și fără Dumnezeu în fața ecranelor, se compară cu pseudo-perfecțiunea influencerilor care au milioane de follower și de like-uri. De altă parte, încrezându-se în sine, omul de astăzi numai că nu mai este la post în clipa în care este expus la tot felul de ideologii și practici care mai periculoase, ci le și caută. Le și caută ca să le experimenteze, să vadă cum e, fie dintr-o curiozitate mai mult sau mai puțin diabolică, fie din cauza presiunilor de grup. Curiozitatea este distorsiunea dorinței de cunoaștere prin Dumnezeu în care omul dorește să afle de unul singur toate zgomotele informaționale care îl îndepărtează Dumnezeu. Este precum pechinezul care aleargă după fluturi și se trezește în situații foarte complicate în care blana se încurcă prin boschezi în care s-a afundat. Omul de astăzi este din păcate învățat să se hrănească cu mult zgomot informațional pentru a ascunde goliciunea din sufletul său. Astfel, omul nu mai are timp de sine, nu mai are timp de persoana celorlalți și este ușor de manipulat prin frica și confuzia generată de toate aceste știri, care cea mai mare parte sunt proiectate special ca să-i genereze aceste emoții negative. În clipa în care mintea este supusă la acest potop, ea se neacă și uită de Dumnezeu Mântuitorul, da? Și astfel omul devine îndoielnic, slab, cu credință slabă, ca o frunză purtată de vântul dorințelor meschine și a adicțiilor. Pentru a se elibera, omul trebuie să înceapă de la bărbăția credinței și ascultării, care impune un program, da? Și în acest program sunt incluse rugăciunea, postul de mâncare, de informații și de gânduri, liniștea și sfătuirea. Dacă omul la fiecare minut sau la câteva secunde dorește să schimbe atenția, nu va realiza nimic în viață, nici măcar pacea interioară. Trebuie să ne păzim mintea și să nu acceptăm orice gând care vine și să-l punem în practică.
Este nevoie de, e nevoie de trezvie, de atenție la noi înșine și pentru aceasta, în cadrul programului nostru zilnic, trebuie să ne întrebăm cel puțin la sfârșitul zilei, dacă nu de mai multe ori în zi, ce am făcut bine azi și ce am făcut rău. Pentru ce am făcut bine, să mulțumim cu smerenie lui Dumnezeu, pentru că astfel vă securiza darul. Vă securiza darul pe care l-am primit și vă scăpa de duritatea părerii bune de sine. Iar pentru ce am făcut rău, să ne cerem iertare de la Dumnezeu și de la cei cărora le-am greșit, pentru că astfel ne măim inima. Desigur că dacă răul, adică distorsiunea existențială din noi, nu pleacă, atunci trebuie să ne spovedim. Desigur că toate efectele nocive dispar și apar cele pozitive, dacă ne păzim mintea și postim de gânduri. Dacă nu, e panta descendentă. Dacă contemplăm și ne rugăm mult, cu înțelepciune simplă, vom fi liniștiți și luminoși. Dacă ne încrâncenăm, ne vom întuneca. Dacă vom avea avalanșe de gânduri, atunci vom fi tulburați și haotici, exact ca cineva la baza unei avalanșe sau, mă rog, a unei cascade. Țin minte că de mai multe ori au venit niște pelerini deznădăjduiți și amari și m-au întrebat ce părere am de viitorul nostru, la care le-am răspuns că depinde de fiecare din noi ce relație avem cu Dumnezeu și cât ne nevoim spre mântuire. Ei însă erau setați pe multitudinea de știri șocante cu care au fost îndoctrinați, știri care de fapt nu prea aveau legătură cu ei personal, bineînțeles, și pe tema asta își aduceau argumente ca să le îndreptățească înfrângerea ca oameni. Desigur că nu e așa, pentru că relația noastră cu Dumnezeu este pur personală. Este pur personal și nu este obstrucționată decât numai de patimile noastre și nu de vreun factor extern, după cum au arătat Sfinții Români din închisori. Desigur că noi, slab fiind, suntem influențați de factori externi și din cauza asta trebuie să postim, adică să ne retragem din experiențe care ne îndepărtează de Dumnezeu. Postul nu înseamnă însă numai golirea minții de plăceri păcătoase care îl târăsc pe om departe de Dumnezeu, ci înseamnă și comportamentul duhovnicesc analog, astfel încât să ne umplem de harul lui Dumnezeu. Este adevărat că golirea noastră de experiențele păcătoase este deja un mare avantaj, pentru că nu mai suntem atrași de magneții demonici care încearcă să ne fure libertatea, de fluturii care zboară și ne duc prin prăpăsti. Însă noi nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să ne îndreptăm capacitatea noastră iubitoare către Dumnezeu și să ne umplem mintea curată de lumina iubirii Mântuitorului. Pentru asta trebuie să nu dăm o importanță exagerată problemelor zilnice și să ne concentrăm pe viața duhovnicească, pentru că aceasta ne va vindeca sufletul. Problemele cotidiene trebuie rezolvate în măsura în care ne ajută la viața duhovnicească. Sau, mă rog, dacă nerezolvarea lor ne împiedică în duhovnicie, fie și prin simplu fapt că suntem deranjați de existența acestor probleme. Tot timpul însă trebuie să avem tendința să le oferim o importanță secundară problemelor trecătoare. Orice ne ocupă mintea în afară lui Dumnezeu și cele legate de El trebuie înlăturat. Este nevoie pentru asta de bărbăție și atenție la noi înșine, să nu cedăm pornirilor atunci când avem tendința să ne răspândim în multe sarcini, și mai ales multe sarcini simultan, și mai ales să ne basculăm mintea, atenția de la una la alta la fiecare 15 secunde. De exemplu, ne vine în gând să vedem ce s-a mai întâmplat în cutare loc sau cu cutare persoană. O să-mi zic, nu, nu o să mă interesez de asta. Sau îmi vine în gând să mă duc să mă interesez ce se face la bucătărie și poate că pot să influențez să facă ce îmi place mie. Îmi zic gândului, nu, nu o să mă duc acolo. Sau îmi zice gândul, să arunc și eu vorba asta, să vorbesc, să nu rămân nevorbit. O să zic gândului, nu, nu o să vorbesc dacă nu-i voia lui Dumnezeu. Atunci o să întrebați de ce ne-a mai dat Dumnezeu raționalitate. Această întrebare poate să apară datorită stării noastre căzute, fraților, care are ca efect căderea și întunecarea minții la lucrurile trecătoare și materiale. Ca să ne înțelegem și ca să înțelegem, trebuie să ne amintim că sunt mai multe părți raționale ale sufletului de care discutăm aici despre minte și logică. Logica acționează în pași, are tendința să divide lucrurile, să le analizeze și este potrivită pentru gestionarea entităților din lumea care poate fi percepută cu cele 5 simțuri, adică din lumea materială, pentru că în această lume ar trebui să acționeze logica, da? Și aici există principiul excluziunii, al separării, al delimitării. Mintea este ochiul sufletului, este cea mai fină atenție, este atenția ultimă, este cel de-a șaselea simț prin care îl simțim pe Dumnezeu în energiile sale necreate. Mintea, spre deosebire de logică, nu acționează în pași și simte, face distinția între binele și rău duhovnicesc și are tendința să unească, să sintetizeze lucrurile și să se le vadă, distingându-le în integritatea lor, în sensul lor. Ea este făcută să gestioneze entitățile lumii duhovnicești. Pentru asta, mintea trebuie să se retragă din simțuri, să nu dea atenție exagerată acestor stimuli. Și acesta este adevăratul post.
Mintea trebuie să fie liberă să contemple pe Dumnezeu așa cum este mintea atunci când ne plimbăm, de exemplu. Să-mi explic, în clipa în care cineva se plimbă pe un teren cunoscut, face o activitate inteligentă pentru că alege calea cea mai potrivită. Pe acolo unde se trotuar, evită obstacole și își coordonează tot corpul ca să meargă, da? Și mai ales să urce sau să coboare eventualele trepte. Cu toate acestea, mintea, ochiul, sufletul este liber să fie îndreptat către Dumnezeu. Pentru că toată această activitate care este plimbatul, este preluată de logică, în timp real. Nu? Și eu când am venit până aici, m-am rugat, nu m-am uitat în stânga și în dreapta. Dacă însă omul este atras de un centru de atenție, atunci omul își iese din minți și devine dezaxat, distorsionat în direcția respectivă. Pentru a-și recăpăta echilibrul, omul trebuie să-și bage mințile în cap, mai bine zis, în inimă, adică să se izoleze de lume, în centrul existenței sale duhovnicești și să se roage acolo. Da, ok, știu că este dificil la început, însă rezultatul merită cu adevărat. Mintea trebuie să stea liniștită în inimă, omul să aibă atenția în zona coșului pieptului, aici undeva, și de acolo, în străfundurile inimii sale duhovnicești, ale nucleului său duhovnicesc, pentru că pe acolo este portalul către Domnul și acolo să se roage, să contemple pe Dumnezeu și să fie atentă la mișcările de gând care încearcă să-i fură rugăciunea și starea duhovnicească. Aici o atenție deosebită trebuie dată amintirilor obsesive, pentru că prin acestea diavolul încearcă să ne spurce mintea. Când spun că trebuie să avem o atenție deosebită, spun că trebuie să fim atenți să le ignorăm total. Însă chiar de la început, din stadiul de momeală, când încearcă, bineînțeles, să apară în imaginația noastră. Dacă nu se poate din momentul când se înfiripă, de la momeală, atunci măcar să ne luptăm să nu le primim, da? Să nu ne învoim cu ele, să nu cădem de acord. Trebuie să avem curaj și să ne nevoim, pentru că puțin foc dumnezeiesc curățește toată materia existenței noastre păcătoase. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți, pentru că printr-o spărtură mică curge afară toată averea. Legat de asta, trebuie să știm că harismele cele mai de preț nu sunt cele care se văd, sau mă rog, harisma facerii de minuni, ci harismele care nu se văd și care sunt ascunse și prin asta sunt ferite de cădere. Mai concret, cea mai mare harismă este harisma deosebirii Duhului, harisma discernământului. Harisma discernământului este dar direct de la Dumnezeu care vine în urma celui mai mare post, cele mai mari înfrânări, adică înfrânarea desăvârșită de la voia proprie, adică ascultarea desăvârșită pe care facă Domnul Dumnezeu să avem cu toți. Amin. Vă mulțumesc că v-ați nevoit să stați cu mine până acum. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi. Amin.